Bună dimineața! De la a doua cafeluță, mă rog, e o dimineață ceva mai târzie, nu mai este așa de vreme, undeva în jur de 11. Am mâncat și nu vreți să știți ce am mâncat. Am mâncat spaghete cu tun. Da, și cu parmezan. Asta am mâncat eu la micul dejun astăzi. Încă nici nu e 11, uitați. Și astăzi este o zi magică și minunată pentru că este soare și am zis să încep un nou daily vlog. Și sărbătoarea principală este că de câteva zile curtea mea este împânzită de rândunici. Rândunicile vor să-și facă neapărat, anul ăsta văd că sunt încăpățânate rău, vor să-și facă cuib în zona asta, undeva la mine aici. Mai devreme era una pe cablu de curent care vine de la stâlp și am vrut să filmez, dar n-am apucat. Dar sunt o grămadă și sunt așa de fericită că au venit. Mie mi-ar plăcea foarte, foarte tare să-și facă un cuib pe aici, pe la mine, doar că mi-e frică să nu le mănânce pisicile. Dacă vă aduceți aminte, sau nu știu dacă v-am spus, dar cred că am avut de gând să vă spun că vecina mea, până anul trecut, a avut 36 de cuiburi de rândunici la ea în grajd. Ceea ce este fabulos, pentru că era acolo o veselie și o vânzoleală și o ciribelă generală și era așa un scandal general de doamne. Dar, din păcate, anul trecut a fost împânzită de pisici vecina mea, fiindcă neavând câini, s-au aciuat la ea toate pisicile de pe stradă ca să se împerecheze și brusc a început un vânt, care nu știu de unde a răsărit, că până acum nu era. Și au venit pisicile și le-au mâncat puiuții și au plecat. Au mai trecut anul ăsta, au trecut, îmi zic povestea ea, că au trecut pe acolo, o să vadă dacă e safe zona și dacă ar putea să se întoarcă, dar nu, nu sunt șanse să se întoarcă. Și de aia sunt foarte, foarte multe rândunici care au rămas fără căsuță și trebuie să-și facă căsuțe noi. Dar sunt absolut fabuloase și le ador, sunt minunate. Îmi place la nebunie cum cântă, mi-ar plăcea foarte tare să-și facă cuib la mine, dar iarăși mie cu nebuna de urică, aia stă cu ochii pe vrăbii, nici nu aveți idee, dar aminte pe ele că ar putea să le prindă. Și au un loc la mine în magazie aici, într-una din magazii, au un loc unde numai acolo se duc să-și facă cuib. Într-un an, când aveam eu multe pisici, atunci când vă povesteam că aveam vreo 6-7 pisici, 8-9, nu știu, au început să-și facă în cealaltă magazie cuib și una din pisici a prins o rândunică și a omorât-o și evident că au plecat. Și de atunci n-au mai încercat așa intens și insistent ca anul ăsta să își facă cuib aici. Mi-ar plăcea, repet, să-și facă, pentru că sunt minunate. Îmi place cum cântă și decât cretinele alea de țărci pe care nu le suport, adică coțofenele, dar în Ardeal așa le zicem, țărci, decât alea, mai bine rândunici. Și în plus de asta m-a scăpat și de muște. Ar fi o chestie foarte interesantă, că m-a scăpat de muște, ar fi bine. Dar o să vedem, o să vedem. Nu știu ce o să se întâmple, vă țin la curent dacă se mută. Eu le aștept cu mare drag. Mi-ar plăcea să le găsească un loc undeva mai înalt, unde să nu ajungă mâța. Acum nu-i jumai invazia de mâțe pe care o aveam înainte. Și ar putea să-și facă. Așa, pentru astăzi avem în plan să tundem gazonul, pentru că este zi de tuns gazonul, că altfel dacă iară crește să face mare, se îngălbenește și nu știu ce, intrăm iarăși în seria aia, plus că mâine trebuie să-i dau cu îngrășământ și să fie scurt ca să ajungă la rădăcină îngrășământul, nu să stea așa pe deasupra și după aia să-l diluez cu... Ia uitați! E una acolo, nu știu dacă e rândunică sau e vrăbiuță, cred că era vrăbiuță totuși. Și vrăbiuțele sunt într-o veselie aici, sunt foarte bine, se simt foarte bine și eu sunt foarte fericită că se simt bine, adică sunt, cum nu se poate mai fericită, chiar vorbeam cu domnul zilele trecute că ar trebui să facem ceva, să le punem apă, pentru că le văd, cel puțin pe vrăbiuțe, când dau drumul la spersor să ud gazonul, le văd cum vin și se pun pe pomii ăștia pe unde mai ajung. Totuși nu-mi rupe crenguțele la măr, te rog frumos, o vrăbiuță. Se pun ori pe stâlpii la gard, ori pe crengile la pompe unde ajunge apa și se spală. Și asta îi ziceam că ar trebui să facem ceva, să punem o fântână în aia pentru păsărele. Ar trebui să punem undeva sau măcar niște recipiente din astea ca să vină să se spele cu apică sau, și să aibă să bea apică, pentru că sunt foarte drăgălașe, nu mai pot de dragul lor. În altă ordine de idei, toată lumea e veselă, toată lumea bine. Să sperăm că weekendul ăsta punem și noi ardeii, că săracii stau de când i-am cumpărat, atunci când mi-am arătat în vlogul trecut, de atunci stau chinuiți și așteaptă să fie puși.
Mă rog, nu schinuiți că sunt în cuburile lor și îi ud, dar da, le-ar prindem bine să-i pun în pământ. Așa, roșiile sunt fericite, le-am pus, le ud, ele cresc, ele sunt bine, sunt ok. În rest, planuri interesante, nu știu dacă avem. Aș vrea eu să merg undeva în weekendul ăsta să vedem, dar nu știu dacă ne iese. Așa, yes, îmi vine și 18.03, ok, îmi vine și un colet astăzi, o rochie nouă pe care am găsit-o la H&M și de-abia aștept să văd dacă îmi vine și dacă arată bine sau dacă o trebuie să o trimit înapoi, că tot mă plângeam că nu găsesc rochii de la H&M. Na, editam mai devreme, editam la, că de-aia am venit așa târziu să mănânc, editam la un alt daily vlog dinaintea ăstuia și mi-am dat seama că vorbeam acolo de trandafirii din față. Mi-am dat seama că eu n-am pus anul trecut pe Instagram, n-am pus poze cu trandafirii mei din față și nici nu prea v-am zis și nici story-uri n-am pus. Eu nu înțeleg ce am făcut, nu-mi dau seama că nu sunt salvate cel puțin story-urile. Cred că am pus story-uri, dar nu le-am salvat. Că știu că am mai trimis la cineva poze cu trandafirii mei din față. Și sunt foarte șocată că nu am o poză pe profil cu ei, pentru că au fost spectaculoși. Anul ăsta vor fi și mai spectaculoși, că m-am asigurat să fie așa. Trandafirii ăștia de aici din fața mea, mergem imediat și vi arăt, sunt aproape înfloriți. Sunt câțiva care mâine cred că o să fie înfloriți. Deci e o veselie. Cască vă era dor de sirene, avem și sirene. Salcâmii aici, în partea asta, au început să acopere magaoaia asta ca să nu se mai vadă atât de tare. Încă se vede, mă rog, e acoperită de bălării, dar așa. Dar oricum eu sunt fericită că e mai verde și se vede bine și e liniște. Cu precădere, când nu sunt scârțâituri din astea mici pe aici, cu precădere e liniște și se aud cel mult din păsărelele. Dar da. Să-mi termin cafeaua și mă apuc. Vreau să vă mai zic o chestie, că am dat de o carte. Întâmplător, am dat de ea pe YouTube, un audiobook, și zic, încă o carte de self-help. Și cred că am să-i fac review înainte să intre clipul ăsta, pentru că este foarte interesantă. Chiar îmi place foarte tare, m-a prins foarte tare. Este într-adevăr foarte clișeică, pentru că e plină de multe lucruri care s-au zis deja, dar în egală măsură este, o văd foarte utilă pentru mulți oameni. Stați că am mai primit un mesaj și nu știu de la cine. Așa. Și chiar vreau să vă vorbesc despre ea și să vă povestim puțin despre cartea asta și dacă ați citit-o, chiar sper să îmi ziceți și voi părerile voastre. Și da, hai să mă apuc de treabă, că totuși e târziu, este 11 și o să dureze mult. Nu știu unde Dumnezeu este aia, șapca neagră, ca să fiu și eu în tandem. Așa că rămânem pe șapca albă, roșie, doamne. Albă. Mă gândeam la altceva cu albul. Nu cred că se vede la voi. Stați așa, să dăm luminozitatea mai mică. Nu cred că se vede la voi, dar merii mei sunt plini de mere. Deci, se pare că amenințările mele au funcționat. Uitați să văd ce vă arăt. Ia uitați. Ia uitați ce splendoare este aici. Ce splendoare. Asta este Florina. Goldenul este și mai și. Goldenul este ăla galben. Și ăsta este un golden din ăla pistruiat, îi zic eu. Are pistrui. Așa, dar dacă vă uitați pe aici, e plin, 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 plin. Tare mie că în curând o să trebuiască să dăm jos din ele, pentru că sunt foarte multe. Sunt, cred că, mult mai multe decât poate duce. Dar, uitați-vă la dimensiunea ăstora, care sunt relativ ultimele care ar trebui să se facă. Uitați-vă la dimensiunea ăstora, care ar trebui să se facă primele, că așa se și numesc, prima. Deci, astea sunt deja cât o alună și sunt absolut fabuloase și abia aștept să le gust și eu pentru prima dată, că până acum n-am mai făcut. Thank you.
vedeți, foarte portocalie, dar e de la apus, este un apus superb. Și am venit la plimbare, pentru că n-am mai venit la plimbare de mai bine de o săptămână și ceva, de când am venit de la Roma. Am venit, cred că, de două ori la plimbare, ceea ce a nemulțumit-o profund pe Happy, pentru că, evident, ea vrea în fiecare zi, dacă se poate, de 3, 5, 10, 15 ori pe zi. Și era să mor mai devreme, stați că mi s-au muiat picioarele. Deci, fix aici lângă drum, în bălăriile astea de lângă drumul ăsta, a sărit, nu știu, la un metru de mine a sărit un fazan și m-a speriat atât de tare pentru că a făcut gălăgie și nu mă așteptam, pentru că înainte să trec eu a trecut vulpii și mai ales și Happy, care Happy, nu știu, mai știu pe unde e, s-a băgat pe undeva prin bălăriile astea că nu mai văd, dar a trecut vulpii și nu mă așteptam să fie lângă mine, plus că auzisem unul cumva în dreapta mea încolo, ceva de genul, auzisem în partea aia unul. Și nu mă așteptam să fie fix lângă mine, Doamne, și el s-a speriat de mine, bineînțeles, și eu de el. Dar m-a speriat tare. Hello, ce faceți? Da, este o seară minunată după ce a bătut vântul în ultimul hal, nu știu, acum pe după masă, a bătut înfiorător de tare vântul. Se pare că greierii sunt foarte deranjați de mine. Îmi pare rău, domnii greieri, asta este. Promit să nu vă deranjez prea tare, să nu vă săcăi prea tare. Și... uitați-vă voi cât de frumos se vede iarba asta așa în apus. Deși e teoretic zbălării, dar e natură și e simplu și e frumos și nu se mai văd gunoaiele. Ah, chiar că am zis că iau... mâine, promit că vin mâine. O să iau o pungă, că am văzut că a aruncat un deștept sau o deșteaptă. A aruncat niște sticle de plastic, a făcut un morman de sticle de plastic. Undeva mai încolo și am zis că cu ocazia asta să iau o pungă și să le adun pe toate, să adun și restul de gunoaie ce sunt pe aici, dacă tot vin măcar pe astea de aici, nu maldărele alea, dar vi l-am filmat eu odată mai demult, pe alea n-am cum să le curăț, dar măcar astea care sunt aici fix în drumul meu, să le curăț, că poate se gândesc să nu mai arunce, pentru că nu înțeleg de ce ai aruncat plasticul în condițiile în care până și la noi a început să se colecteze plasticul separat și nici nu te costă, nu cine știe ce. Dar anyway, trecem peste. Da, e o seară foarte frumoasă și mă bucur că s-a oprit vântul. Vântul care mi-a dat jos trandafirul cu tot cu plasa pe care este pus trandafirul ăla de la bucătărie, din spatele bucătăriei, care înțeapă și care e foarte înțepăcios și foarte enervant. Și a trebuit să-l punem la loc, lucru care m-a făcut să întârzi cu clipul, că în seara asta trebuia să postez clip, dar îl postez mai târziu, nu-i problemă. Dar, efectiv, not a dull moment în casa noastră, știți? Adică nu te plictisești, n-ai șanse să te plictisești, pentru că ziua e plină de evenimente. În fiecare zi se întâmplă câte ceva, non-stop se întâmplă câte ceva. N-ai timp să te plictisești sau să te saturi de o situație anume. Și tocmai de aia, pentru că s-a oprit vântul și pentru că a fost o zi relativ intensă, deși n-am, nu știu cât am filmat, am tuns iarba, ce am mai făcut? Am făcut o ciorbă de perișoare, am mai făcut niște chestii, am dus și la vecina mea iarba pentru că i-am tuns și ei, mai rămăsese și la ea o bucată că îi tund și ei iarba. Și ce mama acolo? Ia, ce acolo, puiu? Ah, e o bucată de... e o grămăjoară de gunoi de graj, a căzut dintr-o căruță sau dintr-o remorcă. Am crezut că e un câine mort. M-a speriat. Dar cum miroseau amândouă, am crezut că e un câine mort. Așa, și... am făcut mai multe chestii, dar nu știu, că a trecut foarte repede ziua de asta și v-am zis, așa, a fost pe repede înainte. N-am apucat să procesez prea multe în afară de asta. Mi-am terminat și audiobook-ul, dacă tot am tuns iarba. Ala cu Manage Your Emotions, parcă se numea. Carte, așa, și am început automat, fără să-mi dau seama, a început, pentru că o ascultam pe YouTube, și am început automat o altă carte despre budism. Și nu știu dacă v-am zis, nu știu, oricum, pentru mine subiectele astea religioase cred că sunt personale și fiecare trebuie să și le țină pentru el și fiecare să facă ce consideră, dar eu oricum am fost dintotdeauna atrasă de budism și chiar mi-am propus ca... nu știu, cândva în viața asta să studiez și să aprofundez problema, pentru că dintre
toate religiile sau dintre toate lucrurile pe care le aud, budismul mă atrage cel mai tare și cu ăla simt că rezonez cel mai tare și cum simt că este aproape de ceea ce descoper eu despre mine și despre, nu știu, natură și despre univers și despre toate. Și mi-a început cartea asta și zic, mă, dacă tot îmi probusesem eu să ascult, să aflu mai multe despre budism și așa, să învăț mai multe, de ce să nu ascult? Oricum era scurtă, zic, ok. Și a fost foarte bine că am făcut treaba asta, pentru că mi-a șters o parte din stereotipurile pe care le știam despre budism. Pentru că, da, clar, nu știu foarte multe, dar totuși știam niște chestii. Pasărea e foarte supărat. Nu știam foarte multe chestii, dar mai știam și una alta despre budism, am mai citit, am mai așa. Dar acum mi-am mai șters din niște stereotipuri care s-au transmis și jur că nu știu dacă încep să mă plictisesc foarte tare de americani. Pentru că îmi dau seama că ei preiau anumite chestii și le storcesc și le convertesc cumva să se potrivească ideologiilor lor sau impresiilor lor sau așa, că și cu asta și cu budismul la fel. Cred că multe chestii pe care, multe stereotipuri din asta pe care le știam și multe lucruri pe care le știam aiurea erau, nu știu, de la americani. Spre exemplu, aveam o chestie, tot timpul am zis că nu o să pot să fiu un budist bun pentru că n-aș putea să renunț la foarte multe din lucrurile materiale pe care le am, pentru că în ideea mea, în mintea mea, ideea de budism era că trebuie să renunț la tot ce ai și să nu fii atașat de nimic. Ceea ce da, este adevărat că e bine să nu fii atașat de lucrurile materiale, dar nu la modul să nu ai nimic și să dai totul și să tu să rămâi în pielea goală și să... Răzați expresia, dar înțelegeți ce vreau să zic. Și să stai să aștepți să te întrețină alții. Nu așa, ci la modul de a nu te atașa sentimental de lucruri, ceea ce oricum eu fac și încerc să fac și cumva, pe măsură ce trece timpul, încep să mă detașez din ce în ce mai tare de lucruri materiale. Da, am ajuns la sticle, care, bineînțeles, între timp au fost călcate și împrăștiate de cei care au trecut pe aici, dar lasă că vin mâine cu o pungă mare și le adun pe toate. Și... în primul rând că mi-a confirmat ceea ce bănuiam deja, și anume că budismul în sine nu este o religie, deși este considerată și are adepți și nu știu ce, așa, și e considerată a fi a patra religie din lume. De fapt, în sine, ca ideologie și ca substanță și ca ce vreți voi, ea nu este o religie, pentru că nu există o divinitate în budism. Buddha nu e divinitate. Buddha este doar un exemplu de urmat. Nu este o un sfânt, ci doar o persoană care a ajuns la starea aia de iluminare și cumva a încercat să ajute și pe alții să ajungă acolo. Dar nu e o religie, nu există sfinți, nu se venerează sfinți. Oamenii aia pe care îi vedeți, apropo, că se închină la statuile lui Buddha, o fac pentru că au un respect deosebit, la fel cum ai un respect deosebit, nu știu, față de artă sau față de un lucru, nu știu, total fără substanță, să spunem. Așa, de-aia fac ei treaba asta, dar nu înseamnă că se roagă efectiv la Buddha sau îl consideră sfânt. Iarăși mi-a clarificat un pic ideea asta de nirvana, pentru că ce știam eu și știam greșit din tot așa, din lucrurile pe care le-am auzit de la alții și pe care le-am citit, că nirvana ar fi raiul cumva al lor sau al hindușilor, ceea ce nu e adevărat. Nirvana este o stare, este starea supremă de echilibru în care ajungi în momentul în care, nu știu, starea pură de sine la care ajungi și la care oricum nu poate să ajungă foarte multă lume, pentru că nu ne putem detașa de multe chestii. Și mă rog, sunt mult mai multe chestii, adică nu vreau să intru în detalii în astea super alambicate, pentru că știu că la noi sunt oameni care se ofensează foarte repede pe tema asta și n-am chef să intru în discuții, dar mi se pare interesant că în teorie budismul este o, hai să nu zicem religie, că nu-mi place, efectiv nu-mi place ideea de religie.
artă, hai să zicem artă, așa, că nu-mi vine altceva în minte, este o artă prin care te detașezi de ego, în primul rând, de egoismul tău și de ego și de tot ce înseamnă ego și chestiile materiale care îți încarcă viața aiure degeaba. Și în același timp, în mod paradoxal, este acea artă care te îndreaptă către tine, da? Adică te scapă de egoismul ăla atroce în care trăim unii dintre noi, dar în egală măsură toată atenția e către tine, pentru că de fapt materialul cu care lucrezi tu, că de aia nu există divinitate și nu există sfinți și alte chestii, materialul cu care lucrezi este spiritul tău și la asta vor. Iar în momentul de față, noi ca ființe, suntem din ce în ce mai detașate de spirit și de esența noastră, că chiar mă gândeam până să îmi apară cartea asta, chiar mă gândeam zilele trecute, nu știu, făceam ceva prin curte și mă gândeam că foarte interesant cum au venit niște unii la un moment dat și ne-au convins ei pe noi că avem nevoie de foarte multe substanțe chimice ca să trăim. Avem nevoie de foarte multe substanțe care în esență ne sunt toxice, dar că fără alea nu putem trăi. Și dacă nu le folosim, sau în egală măsură, dacă vreți, putem să extrapolăm la, nu știu, tot felul de ustensile, gadgeturi, branduri și alte prostii de genul ăsta. E foarte interesant cum au venit unii și ne-au inserat ideea asta, că bă, dacă nu iei paracetamol, nu-și trece răceala. Dacă nu îți speli hainele cu X detergent sau cu X produse, nu sunt curate hainele tale. Sau dacă nu ai, nu știu, suma respectivă de bani în cont și nu ești un om realizat sau chestii de genul ăsta. Este foarte interesant cum au venit unii și ne-au contorsionat realitatea astfel încât tot ei să profite, știți? Și mă gândeam la treaba asta. E, mă rog, procesul de gândire în mintea mea mai amplu. Uitați cât de frumos se vede lanul ăla galben acolo. Acum s-a suprapus cartea asta peste, fix peste lucrurile astea la care mă gândeam. Dar esența fiind că, de fapt, esența budismului, că de-aia mă atrage pe mine foarte tare și de-aia m-a atras și asta mi-a plăcut, esența a fost toleranța și esența este toleranța, adică toleranța nu doar față de cei din jur, bineînțeles că și față de cei din jur și față de natură și față de absolut tot, dar și față de tine. Pentru că, iarăși, apropo de stereotipurile pe care le știam, eu era că trebuie să ai o anumită conduită și că n-ai voie să greșești, din contră. Budismul este foarte tolerant cu greșelile, mai ales când ele servesc ca lecție. Și că nu-ți dă nimeni în cap, pur și simplu este, face parte din procesul tău de dezvoltare ca om, te maturizezi și te dezvolți ca om și crești și din punct de vedere mental și moral și spiritual și din toate punctele de vedere și de aia nici nu există divinitate, pentru că totul trebuie să fie îndreptat către tine, adică tu trebuie să fii, și iarăși un lucru care îmi place apropo, trebuie să fie un echilibru, trebuie să fii tu în echilibru cu tine, cu toate cele trei planuri ale tale, pentru că degeaba zici că ești pe plan spiritual, deși n-ai cum să fii ok pe plan spiritual dacă nu ești mental ok sau fizic, că în momentul în care te doare un rinichi și ți se plimbă o piatră pe acolo, da, o iei razna și mental și spiritual încep să te clati și pentru că sunt conectate. Și de aia, echilibru este cumva iarăși unul din cuvintele cheie și asta îmi place foarte tare, pentru că again, vedeam budismul ca pe ceva foarte radical, adică trebuie să renunți la tot. Iarăși, un exemplu pe care îl dădea o prietenă e că dacă cineva, nu știu, se uită la tine, de exemplu, dacă se uită una din voi la asta, la flanera mea,
și îi place și îmi zice, wow, ce flaneră frumoasă, eu sunt obligată moral, pentru că sunt budist, sunt obligată moral să mă dau jos flanera și să-i o dau. Nu e adevărat, nu, de fapt nu, da, frumos ar fi să fac treaba asta, pentru că asta ar însemna să-mi încarc karma bună, cum ar veni. Dar nu sunt obligată să fac dacă nu simt chestia asta, adică dacă nu simt că, bă, chiar vreau să fac treaba asta și dacă pe mine sentimentul că ție îți place foarte mult flanera mea nu mă ajută și nu mă face să simt că vreau să-ți dau flanera, tu ți-o dau. Și nu e nicio problemă că nu ți-o dau. Adică nu este o obligație. Nu există nicăieri obligația de a-ți da flanera pentru că, doar pentru că tu ai zis că-ți place. Înțelegeți ce zic? Nu știu, am senzația că am luat-o pe câmpie. Mai rău decât sunt acum. Am luat-o pe coclauri mai tare decât îmi doream. Dar, da, mi-a limpezit așa niște idei. Iar te-ai cățărat pe maldărul ăla de pe legat. Dumnezeule, Happy! Aoleu, copile! Dă-te jos! Împuțilă! Împuțilă! Dă-te jos! Uitați-o! Uitați-o maimuță împuțită! Pasiunea e să se cațăre acolo pe maldărul ăla de bălegar. Hai, împuțilă, dă-te jos! N-ai prins niciun fazan, ai lăsat fazanul ăla să mă sperie, era să leșindă frică. După am dat de o conferință din asta TED și... Așa, și am dat pe conferința aia, cum ziceam, și... Era tipul ăsta tot așa, prezentat în budism, făcea și el tot așa o introducere în budism, ce e budismul, mă rog, iar american, că de-aia zic, unele lucruri pe care le-am citit în carte, sau le-am ascultat din cartea aia, parcă nu se suprapuneau cu ce zicea el, dar whatever, n-are importanță. Și la un moment dat el a pus întrebarea cu cum devii budist. Pur și simplu alegi să devii, nu există, mă rog, dacă vrei neapărat, există niște procese speciale prin care poți, dar nu există o chestie, un botez sau ceva, știți? Adică pur și simplu decizi că din momentul ăla ești budist și încerci să acționezi în prisma învățăturilor și lucrurilor care, la care te îndeamnă budismul. Și mi s-a părut foarte... e o rădăcină. Am crezut că e un șarpe mort. Hristoase! Și tată-l ăla ea! Nu mai poate de fericire că e... Happy, nu o luăm pe acolo, mama! Nu! Ne ducem acasă, puiul, că plouă! Haide, pui! Hai, bubulina mea! Vulpița, nu pe acolo, mama! Nu, nu ăsta e locul pe care trebuie să-l traversăm, celălalt! Probleme cu direcția tot timpul. Așa. Și mi s-a părut foarte faină ideea asta, știi? Adică pur și simplu decizi că, bă, eu de asta sunt budist. Și jur că dacă un acolo cum mă mai întreabă cineva, da, mami, da, puiu, e fericită, e fericită. Stați că voi nu vedeți nimic pentru că s-a întunecat. Așa, e fericită, Happy, fericită că am venit la plimbare. Am mai venit ea și fără mine, dar nu știu de ce îi place foarte tare să vină cu mine. Așa, ziceam că jur că dacă un acolo cum mă mai întreabă cineva, o să zic că sunt budist, pentru că m-am săturat efectiv de ideologiile religioase de la noi, nu mai pot. Nu mai pot cu ele. Ce? N-ai cum. Nu. Fără să vreau să intru într-o polemică sau într-o dezbatere intensă, n-ai cum să ai 1800 de biserici și 420 de spitale. Doar așa, ca proporție. Știți? Nu, n-ai cum. Și vorbim strict de bisericile ortodoxe, nu vorbim de cele catolice sau de alte culte. Nu e ok. Nu, e ceva neregulă în sistemul ăsta. Adică nu ai cum să-mi vinzi ideea că e sfânt sau că îmi faci conexiunea cu Dumnezeu în momentul în care oamenii mor pe capete și tu faci profit de pe urma lor. Da, revenind, trecând de peste. Da. Bălării! Happy, nu pe acolo, puiu! Eu știu că tu vrei să mai mergem la plimbare, dar nu pe acolo, mama. Hai că poate mâine, nu știu sigur, dar poi mâine, dacă am răbdare și nervi, mergem până la biserică. E drumul mai lung până la biserică, acolo. Sunt vreo 3 km de drumul așa, că un pic ocolit și sunt aproape 3 km. Hai, Happy Lica! Să vedem dacă mai sare vreun fazan în ochi. Și să vedem pe unde este Udilă.
Caudila de o regulă rămâne la capătul drumului acolo, numai că văzusem un tractor, adică au păsit la vecinii care au trifoi și nu știu dacă a luat-o pe aici tractorul, că văzusem niște lumini, dar nu mi-am dat seama dacă a luat-o pe aici sau nu. Ia ce ce-o! A, ce ce codiți? Da, ține happy! Ține-i veselă, mă, mama, mă! Ține cea mai veselă, mi. Cine cea mai veselă? Aoleu, aproape că mă lasă să... E atât de fericită că aproape mă lasă să pun mâna pe ea. Ia, bă, băie, să mă lasă să pun mâna pe ea. Doamne, câtă fericire! Dar nu se poate atâtea fericire! Hai că mai venim și mâine. Îți promit că vin și... venim și mâine. Hai! Place tare să se plimbe, nu știu, să simte ea așa de bine. Așa și mami se simte bine. Dar mami stă mai mult pe lângă mine, rar când pleacă. Ia tu de vezi dacă e faza în acolo. Ia să vedem. E faza în acolo? Ia vezi. Ia vezi că pe aici mi-a sărit. Ia să-mi sară în cap. Mamă, cât ai limba scurs. Haide, caută fazanul. Hai, caută fazanul acolo. Unde e fazanul? Da. Ziceam de udică, ea rămâne la capătul drumului. Și udila mea... Uite, păpuci. Udila mea este... este despuiată. Noi am explicat copilului că nu suntem la Moulin Rouge și că nu facem spectacole din alea de asemenea natură și pe gratis. Aia nu vrea să priceapă. I-am făcut tratament, că v-am povestit că m-am chinuit cu ea cu tratamentul până să plec. Doamne, deci m-a zgâriat. Eram plină de zgârieturi. Deci m-am nenorocit în ce hal am chinuit-o și m-a chinuit, adică n-a rămas datoare. Și încă este despuiată, încă nu-și aștept. Ce faci, mama, te neci? Încă este despuiată, încă nu-și a revenit complet. Dar mai așteptăm puțin să vedem dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă vreo schimbare, dacă nu, trebuie să trecem pe alt tratament. Da, again, ea este foarte veselă și foarte ok, atâta doar că seara îi este foarte frig și mai ales cum a fost acum zilele astea, cum au fost ploi și toate cele. Da, nu i s-a părut prea funny, dar ne descurcăm. Ne descurcă în mine, se bagă în mine, mă înghesuie noaptea, nu reușesc să dorm, să mă întorc, pentru că mă înghesuie atât de tare că nu pot să mă mișc, dar ne supraviețuim cumva, cumva. Dacă nu, dacă nu-i crește blana și nu-i crește blana, deci parcă dă semne să și se schimbe blănița, dar nu-mi dau seama, că nu e o schimbare evidentă, știți, așa ceva care să mă încurajeze. Așa, dacă nu și nu, o să trebuiască să îmbrac. Asta este, iau haine și aia e. Și botoșii și pisică îmbrăcată și cu botoși. Ce să facem? Și așa e, friguroasă, era friguroasă cu blană, dar rămite fără. Așa, dar dacă vi-o arăt, să nu râdeți de ea, pentru că se simte prost. Dacă râdeți de ea. Așa. Ce-i mama pe aici? Ție pe aici. Ce e pe aici? Doamne, câtă liniște e! Aoleu, ce-mi place! Se aude numai natura, exact cum place mie. Se audă numai natura. Este atât de frumos! Da, mă bucur tare mult că am decis să iau ruta asta, să o iau așa pe coclauri, cum ar veni. Vecinii mei deja se strică de râs, dar iarăși, again, tot pe fondul budismului, nu mă mai interesează ce zic alții. Mă bucur pentru că mă ajută mult, nu știu, mă relaxează, mă face să mă simt bine, parcă mă conectez mai mult la mine și la chiar și la natură, așa, cu drumurile astea. Deși nu sunt lungi și deci nu stau prea mult să procesez, dar ajută foarte tare. Chiar văzusem un TikTok recent că te ajută foarte mult, ajută la foarte mulți oameni aveau tot felul de dereglări din astea și hormonale și tot felul de probleme din astea de sănătate și au început să meargă desculți, ori pe nisip, ori pe iarbă și li s-au rezolvat pentru că sunt niște încărcături din astea energetice de care scapi în momentul în care practic atingi natura, efectiv, că m-am mai povestit eu, că mie îmi place să stau pe jos, pe pământ și mă face să mă simt bine și mă încarc cu energie, efectiv, când fac treaba asta și cred că, până la urmă, este ceva adevăr în treaba asta. Nu știu dacă e neapărat
în totalitate adevărat, dar ceva trebuie să existe, pentru că simt eu pe pielea mea diferența, adică când stau jumătate de oră, dacă stau jos pe iarbă sau merg desculță prin iarbă, wow, e fabulos, este ca și cum aș fi luat un, nu știu, un nept de vreo oră, două, așa, știți, din ăla, sănătos. Și acolo, în TikTok-ul ăla, ziceau că una dintre cele mai mari nenorociri, deși nu știu dacă asta e una dintre cele mai mari, dar să zicem, a fost că s-au inventat încălțările din materiale sintetice, pentru că, practic, încălțările din materiale sintetice sunt bariera noastră cu împotriva naturii, între noi și natură, cum ar veni, fiindcă picioarele au și controlul ăsta de a te conecta cu natura. Și când ai încălțări din piele naturală și talpa naturală și toate cele, este altceva, dar când ai încălțări din astea, nu se mai creează conexiunea aia, și asta în timp și în generații a dus la niște dereglări. Ceea ce nu știu dacă e adevărat, nu știu dacă e baliverne, habar n-am, dar ceva, eu bănuiesc că este, pentru că noi oricum suntem îndepărtat foarte tare de natură. Udicio! Udicio-ciu! Ce faci? Te-ai întâlnit cu vulpii! Uitați un udicio-ciu mic acolo, negru! Mă rog cu tău că ești neagră! Ce faci, mama? Ai rămas aici? N-ai mai venit cu mami? Până la capătul drumului acolo? Așa, tăvălești! Exact ce-ți trebuie ție! Pe pielea ta despuiată trebuie să praf! Îți trebuie, da, paf, își trebuie. Stai că e numai happy, nu te speria. E happy, hai, de-a trecut nebuna de happy. Că e happy, e... Are zoomies. Happy și zoomies. Hai, fetele, hai să mergem. Eu am zis lui Udi. Hai, mama, hai, puiu. I-am zis lui Udi să împrumute, să o roage pe vulpi, să-i împrumute niște blană, că și așa vulpi are prea multă și nu scapă de ea. Și ar trebui să o dea jos și nu mă lasă să o tund sau să măcar să-i curăț câlția de pe... Nu, Doamne ferește, am prins-o într-o zi, am luat-o în brațe, dar a făcut ca toate ligioanele din universul ăsta. I-am zis că o exorcizez cel puțin. Și i-am zis să facă, să o roage pe vulpi, măcar să-i dea, dar nu vrea. Chiar dacă e blana albă, nu contează. Merge, așa, ne descurcăm. Hai, mama, pe aici, pe aici, iubito. Haide. Ah, și apropo de plimbări, să vă zic, nu știu, nu în seara asta, că e întuneric, dar să vă arăt, într-unul din vloguri, să vă arăt diferența dintre mentă și izmă. Asta este izmă, evident, vecinii mei, ăștia sunt vecinii mei. Așa, știu sigur că ei sunt aici de vină. Dar trecând peste, să vă arăt diferența dintre mentă și izmă, pentru cine nu știe. Nu de alta, dar nici eu nu știam diferențele astea până nu le-am avut pe amândouă și până nu m-am crescut mult. Și câteodată e mai bine să știi așa, să mai știi lucruri, chiar dacă nu te lovești de ele în fiecare zi și chiar dacă nu te afectează atât de tare, dar e bine să mai știi niște lucruri. Așa, random. Nu contează. E bine să știi lucruri random. Hai, mama! Hai, fetele! Hai, bubulii! Haide! Hai că a început iarăși să picure! Hai, hai! Well, hello! Ce faceți? Astăzi m-am trezit puțin pe partea ailaltă. Nu știu de ce, dar în prima parte a zilei am fost destul de așa, că am preferat să nu filmez. Mi-a revenit între timp, sunt bine și am zis că dacă tot mi-a revenit, se va arăt rochia pe care rămăsese în datoare de ieri de la H&M. Mă rog, de ieri în sensul că a venit ieri, care a venit de la H&M. Că tot mă plângeam eu că nu găsesc rochii la H&M. Am găsit una. Și o să fie foarte interesant să văd reacțiile voastre și mai ales părerile voastre despre rochia asta. Așa. Rochia arată cam așa. Am și călcat-o, am dat-o puțin cu steamer-ul ca să scutim din timp și îmi place foarte tare. Trebuie să vă zic că culoarea nu este exact ca pe site. Adică pe site pare mult mai bleu, mult mai deschisă. Așa pare un bleu cu niște subtonuri de gri, adică un pic mai închis așa, dar nu mă deranjează, îmi place foarte, foarte tare și nuanța asta și o să fie foarte interesant să vedem cum vine la umeri. Am călcat-o super bine, după cum văd aici, dar mă rog, trece peste, oricum o să trebuiască să o spăl. Sunt foarte curioasă să văd cum vine la umeri, pentru că, în general,
caturile astea la umăr pentru mine nu sunt cele mai grozave. Dar da, până acum pare foarte drăguță. De ce ziceam că o să sunt curioasă de părerile voastre? Pentru că este din poliester. Așa, și știu că toată lumea are un hate așa față de poliester, pentru că vai plastic și nu știu ce, dar uitați-vă la ea ce drapaj are, uitați-vă cum cade și o să vedeți în momentul în care o iau cum se mișcă. Iar chestia asta nu se poate realiza decât cu viscoză și cu poliester, drapajul ăsta și mișcarea asta așa fluidă și atât de intensă a materialului. Acum, toată lumea o să urle, a, păi te încingi în ea. Da, dar ai opțiunea să nu porți o astfel de rochie când este foarte cald. Nu te pune nimeni să o porți când e foarte cald. Poți să o porți mai când e o zi din aia mai temperată așa și nu e super cald. Sau poți să o porți când ești undeva la interior la aer condiționat și știi că stai toată ziua undeva la aer condiționat. Adică nu trebuie să fim chiar atât de îndârjiți pe lucrurile astea, știți? Și vai, nu suport poliesterul. O să vedeți că mai am norochii de genul ăsta și de aia știu că în momentul în care o îmbraci se mișcă foarte frumos și drapează foarte frumos și are un flow din ăla natural și foarte feminin, îți creează o siluetă foarte feminină și de aia am vrut să o iau mai mult și hai să vedem efectiv cum vine pe mine. Uitați-o cum vine, doamne, deci o ador, deja o ador. Nu v-am zis, dar mi-am luat măsura XS, pentru că pe site scria că măsurile sunt un pic mai mari și am făcut foarte bine că mi-am luat XS-ul, că vine fix aici pe gât, că dacă era largă nu stătea tocmai bine și nu știu dacă vedeți voi de acolo. Așa, dar are așa ca un detaliu așa de se încrețește aici la gât, o face specială. Teoretic, am sutien fără bretele, ceea ce este recomandat pentru o astfel de rochie. Teoretic, un astfel de cat la umeri și cu ocazia asta puteți să observați că ieri m-a și prăjit puțin soarele. Pentru că nu mi-am pus SPF și pe umeri, mi-am pus numai pe față, că de ce aș pune? Da, parcă n-aș ști. Da, în fine. Teoretic, genul ăsta de cat la umeri pentru mine nu este bun. De ce? Pentru că eu am, după cum v-am zis, umerii mai lați decât șoldurile și după cum știm, când expui piele, mărești și mai tare volumul, îți dai impresia de și mai mult volum în zona respectivă. Și lăsându-mi și mai mult din umeri dezgoliți, îi face să pară și mai mari. Doar că, având în vedere cum este croită rochia, și că aici dă impresia de volum, se echilibrează situația de aici cu partea de jos, mai ales că ea este și mai lungă decât în mod normal, adică nu îmi vine până la genunchi. Dacă îmi venea până la genunchi, nu știu dacă era cea mai bună idee, dar așa cum îmi vine până la glezne, se echilibrează foarte frumos partea de sus cu partea de jos, care pare mai lată decât este în realitate. Așa, dar nu cred că vedeți voi, stați să dau un pic camera mai jos. Cred că așa, așa vedeți, da? Cam cum îmi vine, până unde îmi vine, care înălțime până la care vine. Iar teoretic trebuia să fie midi, că până aici venea pe un om normal. Dar eu fiind liliputan, na. Da, nu mă supăr, adică îmi place foarte tare lungimea asta. Și partea bună la lungimea asta este că aș putea să port și ceva fără toc cu ea. Nu trebuie neapărat ceva cu toc și soarele iar îmi joacă feste. Așa, ca să aranjez, ca am senzația că totuși nu e aranjat bine ăsta aici. Așa. Dar îmi place foarte, foarte tare cu mine și uitați-o cum alunecă. Uitați-o cum alunecă. Iii, love it! Prima dată eram tentată să cred că merge cu geanta asta. Nu știu ce să zic, parcă nu mi se pare că se potrivește, parcă o face să pară prea țoapă. Nu știu, și mă face să par prea țoapă. Geanta asta, nu știu de ce. Am avut o fază cu gențile cu flori, da? Don't judge. Mi-a trecut faza, dar mai am încă două genți din astea cu flori, care câteodată merg, câteodată nu merg. Nu știu ce să zic, parcă nu. Nu. Cred că o să mă rezum în situația dată tot la geanta asta și mi se pare că merge foarte bine cu ea. Chiar dacă are negru și am pantofi nude, mi se pare că merge foarte bine și cu negru ăsta pentru că evidențiază puțin tonul ăla de gri de care vă ziceam. Și este mult mai cochetă și mai elegantă, așa și mai simplă. Și efectiv nu simt că ar avea nevoie de altceva rochia asta. Mi se pare că e perfect așa cum este ea, fiindcă este o bijuterie în sine. La cum se mișcă, la cum... mi se pare că e o bijuterie în sine și nu mai trebuie să pun nimic altceva. Dar hai să încercăm totuși și cu maro.
No, apoi eu v-am spus că pe mine m-a luat o fază cu verde și cu marou, dar am trecut de fază cu florile și m-a luat verdele și marou. Hai să vedem cum arată cu papucii ăștia, de exemplu. Dacă aș vrea să fac ceva mai casual, nu știu dacă sunt cei mai potriviți papuci în sine ca formă, dar ar putea să meargă cu ceva, cu niște papuci marou. Și să încercăm și cu o cure. Să vedem ce se întâmplă dacă îi punem cure. Cure? Cure? No, băi. Cam așa ar veni. Arată bine și cu cureaua, dar totuși cred că i-ar trebui niște pantofi cu toc maro. Nu ăștia. Voi ce ziceți? Spuneți-mi în comentarii. Chiar nu-mi dau seama dacă e... Acum chiar nu glumesc, nu-mi dau seama dacă e ok așa. Sau ar trebui pantofi cu toc. Așa. Dar în sine rochia este fabuloasă. Și cred că pot să fac varianta asta și pe negru, de exemplu, că am niște sandale înalte negre, cu o curea neagră și cu geanta aia, cred că s-ar vedea the best. S-ar vedea divin. Așa, partea bună este că mi s-au tonifiat iarăși brațelele când cu grădina. Și este o rochie potrivită dacă ai brațe tonifiate, dacă nu, nu știu ce să zic. Oh, hello, nu scăpăm de sirene nici aici, se aud, dar ce faceți? Am zis să închei vlogul ăsta pentru că l-am lăsat iarăși neterminat și pe ăla dinainte l-am lăsat neterminat. Am tot zis că vă arăt ce e în grădină, dar, mă rog, au fost niște mișcări de forțe și niște chestii și mi-au tot întrerupt programul. Am și postat aiurea, nu știu dacă ați văzut, am și postat aiurea. Nu am mai ținut de program, dar oricum o scoatem noi la capăt până la finalul lunii mai. O să tot postez până la finalul lunii mai, ori în fiecare zi, oricât de des pot, ca să avem 16 clipuri. Am venit cu fetele la plimbare iarăși și de data asta mi-am luat punga să adun gunoaiele, cum am promis, pentru că nu am mai fost de atunci de când am filmat cu voi. Au trecut câteva zile, cum ziceam. Happy a avut o lăbuță rănită, nu știu de cine și nu știu cum. Cred că a lovit-o cineva, dau cu o piatră sau ceva, că avea o rană la lăbuță și a șchiopătat vreo două zile. Dar acum văd că e mai bine. Am crezut că nu o să vrea să vină cu mine, dar e foarte fericit. A luat-o iarăși înainte. Da, ieri n-am ieșit special ca să o las să se refacă, că mi-era că o stresez prea tare. Și o să adunăm măcar plasticele de aici, de pe din zona asta, de unde mă prind eu. A venit și maimuța? S-a pierdut prin bălării, udiță. Și ziceam de Udi că m-am uitat la ea și deși pare că e despuiată, nu este, doar că nu i-a mai crescut stratul ăla mai lung de blăniță. În momentul de față ea are stratul ăla mai micuț de blăniță, pentru că, în caz că nu știți, și pisicile, ca și câinii, au câte două straturi de blăniță. Există o specie de pisică care are trei straturi, dar aia e altceva. Este o pisică siberiană, în fine.
Dar de regulă au două straturi și a căzut stratul ăla mai lung de blăniță. Nu știm dacă neapărat de la parazit sau pur și simplu a năpârlit ea, deși anul trecut n-a făcut treaba asta. Cred că a fost și o influență de la paraziți, dar acum are stratul ăla mai scurt de blăniță care este deschis la culoare, este mai mult alb. Și când te uiți la ea, pare despuiată, dar nu e. Ceea ce mă bucură. Dar oricum ei e frig noaptea, dar totuși mă bucură că nu e atât de despuiată pe cât credeam eu. Și este un apus de soare superb, iarăși nu sunt nori pe cer. Ceea ce nu știu ce să zic, cred că e bine. Da, a fost și astăzi o zi din aia maraton. A crescut foarte mult iarba și nu știu, mă gândeam acum să vin să filmez ceva pe aici. Avea chef să filmez niște chestii pe aici sau să fac niște poze. Și avea niște idei, n-am mai făcut poze de secole. Au înflorit macii și nu știu pe unde Dumnezeu să găsesc un lan de maci pe aici, pe aproape, când m-aș duce la 7 ani lumină pentru niște maci. Dacă mă înțelegeți, nu m-aș duce atât de departe pentru niște maci să fac poze cu maci, dar mi-ar plăcea să... am călcat într-o groapă. Mi-ar plăcea să... să găsesc un lan de maci. Să mă duc să explorez unde am fost anul trecut. Să vedem dacă găsesc ceva pe acolo. Uite, un plastic. E plastic? A, nu, e hârtie. Ok, aia o putem lăsa pentru că e hârtie și hârtia este regenerabilă. Hai că pe voi vă iau cum mă întorc, de fapt, stați așa. Să o iau invers, să o iau din partea aia încoace. E mai simplu dacă o iau din partea aia încoace. Așa. Și au început și greierii, ceea ce înseamnă că vine seara. Este minunat. Vine seara, ne bucurăm. Hai, mamițu! Hai, puiul! Așa. Eu nici acum nu mi-am pus ardei. Nu mi-am pus nici ardei, nici daliile. Of, Doamne, sunt în urmă de rău de tot cu toate. Da, n-are nimic. O să le punem la un moment dat. Mai trebuie să semăn niște busuioc și niște buraleului, că buraleului mi-a murit și busuiocul mi-a murit, nu știu de ce, nu știu ce au avut. Și o să trebuiască să le semăn din nou. Este destul de târziu, dar better later than never. Așa, ce mamie, ce acolo? Ce ai găsit tu? Hai că Happy a luat-o înainte, eu ziceam că doare piciorul, dar s-a dus. S-a dus maimuțica. Și apropo, am constatat că degeaba zic eu că vine Happy singură pe aici, că nu vine. O venia până acolo la capătul locului din grădină, ceea ce nu e departe, dar nu vine până pe aici. Aici s-ar putea să fie vulpi, s-ar putea să fie alți câini mai periculoși, se mai plimbă oameni în timpul zilei care vin la muncă, pe câmp, și nu cred că se apropie. Și de-aia este atât de fericită când vin cu ea. Ce-a făcut mama? Ce-ați găsit acolo? E tot bucata aia de gunoi pe care ați văzut-o data trecută. Dați-l. Nu știu, le vedeți? Tot aici miroseau și data trecută. S-a oprit să miroasă. Eu am crezut eu că era un câine mort. Mi se pare fantastic cum se schimbă peisajul de la o zi la alta, deși nu pare. Adică dacă îl vedeți așa, voi vedeți niște bălării sau, nu știu, locuri. Dar mie mi se pare fantastic. De când am fost cu voi ultima dată, de exemplu, porumbul ăsta s-a dublat în înălțime. Și, nu știu, văd multe schimbări și îmi place la nebunie, mă face să mă simt bine, nu știu. V-am zis că îmi place să ies la plimbările astea. Nu știu de ce nu mă îndur să ies dimineața când e aerul rece și proaspăt, că acum nu mai e atât de frig. Ar trebui să încercăm. Happy, ce zici? Ieșim mâine dimineața la 6? Facem cafeluța și ieșim dimineața la prima oră? Uite, greieraș! Aici a fost cosită iarba, era iarba, nu era trifoi. A fost cosită. O să fie făcută baloți în câteva zile. Splendid. Miroase la fân. Miroase la fân. De fân dulceag, așa. Ce bine miroase. Chiar dacă e maldarul ăla de balegar în spatele meu, ăla nu miroase. Și mai am unul în față, ăla pe care se cațără Happy.
Ia să vedem dacă îl ratează sau se cățără pe el când ne întoarcem. Asta nu miros pentru că e bolegarul e putrezit și nu mai miroase. Ia, îl miroase. Hai să vedem ce face. Îl miroase. Nu se cățără, nu se urcă până acolo sus. Ce face? Evident că Happy nu m-a lăsat să pun mâna pe ea sau să mă uit la lăbuță, la rană sau să o ajut cu ceva. Nu, nici nu s-a pus problema, nici nu s-a apropiat de mine. Dar păfgăim mai bine. N-a fost atât de grav încât să fie nevoie de un medic sau ceva. Așa. Ce-a făcut, mama? Ce-a făcut, bubule? Așa. Hai, Schumacher. Ia-o înainte, Schumacher. A, și vă filmam mai devreme și vă arătam că au înflorit trandafirii sălbatici sau măceșul, cum se zice. Cât de frumos sunt. Și uitați ce e acolo. Ce dezastru e acolo. Ăla nu-l iau acum. Gunoiul ăla de acolo. Da. Ăla, sunt prea multe gunoi acolo ca să le iau eu. Acum, da, măcar sticlele să le adun de aici. Și poate o să vin altă dată și eu și ăla. Ce fac cu mami? Ce-a făcut tu dofana mea? Zuzu meu. Zuzu 2. E Zuzu 2. Zuzu 1 este... Mâța. E bună de mâță. Aia e zăpăcită. Doamne, pisică zăpăcită ca aia. Credeți-mă că nu... N-am văzut. Hai să vedem dacă ne întâlnim cu prietenele tale, cu căprioarele. Că nu le-am mai văzut. De atunci de când le-ai alergat ultima dată, nu le-am mai văzut. Ii, ce greu, e isteric. Iar isteric. Păi, greierii ăștia cred că au probleme de personalitate. Prea sunt așa agitați, prea morăcăi. Eu înțeleg devotament față de artă, dar ești chiar așa. Ah, da. Și cam așa. Încă mai durează, cred că mai e o oră până... I? Oh, da. Până apune soarele, mai durează, mai durează. Dar am venit să plimbăm mâțele. Și după aceea să ne întoarcem acasă. Uite, încă mai rapiță înflorită. Rapiță? Da, e rapiță. Stați că nu-mi dau seama. Nu neapărat dacă e galbenă, e și rapiță. Așa. Încă mai există rapiță înflorită. Ei. Așa. Și cum ziceam, o să închidem vlogul ăsta aici. Mai aveam eu niște chestii să vă arăt, dar le lăsăm pe vlogul următor și poate stăm mai mult de vorbă și poate pun și eu ardeii aia săraci că să chinuie deja de câteva zile. Îi văd că sunt cam letargici. Așa, și după aia vedem ce mai facem în următorul vlog. Dar iarăși rămânem cu treburi neterminate, dar asta e situațiunea. O să treacă. Aia este grămada de gunoi pe care se cațără Happy, care este, nu știu cum să zic, dar nici la jumătatea drumului. Am făcut cam mai puțin de un sfert de drum și eu foarte optimistă credeam că nu sunt atât de multe. Deci uitați-vă și voi ce e aici. Este drept, sacul ăsta nu este foarte mare. E cam cât o pungă din aia de mega clasică. Cam atâta este sacul ăsta de gunoi. Foarte prost de altfel sacul în sine, că o s-a rupt. Mare parte din sticlele care sunt aici, că numai sticle și doze am găsit, sunt presate, exceptându-le pe alea care au inspirat acest declutter, să zicem. Și am luat strict numai ce era pe drum, pe partea asta și pe partea asta, pe unde sunt urmele de cauciucuri. Deci numai atât, nu m-am dus încolo, nu m-am dus pe partea elaltă, că nu știu că n-am loc în
în asta. Și am găsit și bucata asta de țeavă de PVC, pe care o iau și pe asta și o arunc tot la gunoi. Dar ca să înțelegeți cam cât e, nu știu dacă vă dați seama cât e de mare punga, dar știți cât e o pungă de mega clasică. No, o să trebuiască să vin data viitoare cu 2 saci. Bine, n-am nici mânuși, dar nu mi-e treamă de astea ca sunt majoritatea vechi, așa că nu e nicio problemă. Și să vin cu mânuși, să iau și chestiile care nu se pot arunca la plastic. Uitați-vă și voi. Hai să sperăm că dacă oamenii vor vedea că nu mai sunt plastice aruncate pe jos, că nu vor mai arunca. Hopefully. Deși, na, eu sunt și sceptică în sensul ăsta, dar eu am încercat.